Duminică seară, în jurul orei 18, un bărbat a fost luat pe sus pe capota unei mașini în timp ce traversa regulamentar pe Bulevardul Republicii. La data de 11 noiembrie, în jurul orelor 18, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Roman au intervenit la un accident rutier produs pe Bulevardul Republicii din Roman și soldat cu vătămare corporală a unei persoane. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că o femeie de 39 de ani din Roman a condus un autoturist pe Bulevardul Republicii din Roman, iar la intersecția cu strada Ion Creangă, dinspre strada Bogdan Dragoș, către strada Anton Pan, a surprins și accidentat un bărbat de 59 de ani din Roman, care era angajat în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni semnalizată corespunzător. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a bărbatului, care a fost preluat și transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Atunci când un pieton traversează drumul public printr-un loc special amenajat, marcat și semnalizat corespunzător, ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, conducătorul auto este obligat să îi acorde prioritate de trecere.